Chiar dacă nu a marcat în poarta prahovenilor, Răzvan Dobre a fost unul dintre cei mai buni oameni ai Chindiei în meciul cu Filipești. Mijlocașul lui Târgoviștean a fost refuzat un penalti din minutul 85 al confruntării. Răzvan, Chindia Târgoviște 4-0 cu Filipești, ați călcat în picioare echipa de pe locul 3 din clasament. Da, așa este, am făcut un joc bun, un rezultat destul de bun. Ce să spun, am întâlnit o echipă destul de modestă, față de ce am întâlnit în tur, destul de modest. Arbitraj bun, dar a fost penalti. Da, a fost și arbitru, a recunoscut după meci că a fost penalti, dar asta e, bine că am câștigat și am luat cele 3 puncte. Oricum a jucat, ați făcut și spectacol și spectatorul a plecat bucuroși de la stadionul ce a fost. Da, am reușit să înscriem cât de repede am putut, ne-am făcut un avantaj destul de mare și după aceea ne-a ieșit jocul așa cum ne-am dorit noi. Mai multe reacții după superbă victoria Chindiei în ediția de astăzi a emisiunii Reporter TTV.